Primesc flori. Le accept. Culeg flori. Așa cum au venit. Iar după ce a trecut momentul fierbinte, am încercat să vedem ce a adus acolo și să nu mai repetăm aceleași greșeli. Te respect și să te ascult, să las treaba când tu vii acasă și să te întâmpli. Încercăm să le prevenim când începe deja să să crească tensiunea, încercăm să căutăm mijloace să le stopăm. Lavinia, oprește-te. Okay. Ajunge. Mergem pe la mănăstire. Pot să elimin cearta, dar cred că trebuie să elimin cauza care duce la cearta. Mai citești dacă vă iubire, pur și simplu. Ce că iubire, răspunde. Dar nu am... Deci mă uimești. Mă găsesc în vorbele tale. Mie nu-mi place să o schimb. Deci asta e o responsabilitate grea pentru mine. Valori eterne. Încercăm să ne argumentăm părerea și să alegem calea de mijloc. Cum am mai zis, fetița noastră e mică încă și e greu să o lăsăm în grijă altcuiva. Nici nu simțim nevoia neapărat. Exact. Și ne e foarte drag să fim toți trei împreună. Exact. Privința lui Nerea, când tinde să fie o obraznică, o iau și vorbesc că trebuie să-i spun o poveste ca să pot să înțeleagă greșeala sau ceea ce nu face bine. Pentru mine timpul împreună e foarte important. Dacă pot să-l ajut să termine treaba mai repede, ca să fim împreună, încarc și cărămiz ca să fim împreună. Ne adaptăm foarte ușor la schimbări. Chiar ne-am început viața de căsătorie, plecați, întorși și foarte ușor ne adaptăm la schimbări. De acord cu ea. Decisive. N-am fi fost astăzi împreună dacă nu aveam valori comune. Îmbinându-le. Hai că mai este una, una singură, o singură okay, întrebare. Ok, poate vorbesc eu mai mult în video decât el. Că... Dar nu e nimic, el lasă, ca acasă să schimbăm foaia. Păi să nu țină supărare unul pe celălalt. Cred că ne pune separat. Eu într-un pindule sunt altul. Întrebarea asta.
O, nu, după un pic strâși toată filmarea, bă. Deci eu era un loc lui Bob. Ai noroc că ești comică, te puteam. Noi suntem familia Hodărnău, Ionuț și Lavinia și vă așteptăm la conferința Fundamente, unde o să aprofundăm și o să discutăm aceste subiecte.